nou împreună, iar în seara asta o să descoperim minunata poveste a unuia dintre cei mai mari compozitori de opere comice, Gioachino Rossini. Ați auzit după aia cu Gioachino care a fost invitat la milionarul de la Paris? Ați auzit după aia cu Gioachino invitat la un concert al lui Franzino? Da, 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 spune-o primul, eu. Pronto la cultura del giorno, sempre ritorno in giro qua. Nella bucana, sempre ritorno, nella bucana, dove io qua. La 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 la. Importanza, sorprinzi, forza și curajul lui vinte în fel. Înțelegi, da, pentru că el este curajos, el este un bărbat liber și luptă pentru libertatea sa. Sigaro, 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 Sigaro. Se spune că de mult, acum 700 de ani, în Elveția, austriecii se băteau cu elvețienii. Și austriecii au câștigat. Bravo, bravo, bravissimo, bravo, 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 bravissimo. Ate fortuna, ate fortuna, ate fortuna. Era, la, 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 la. Nu te mișca!